România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Iar astăzi, oameni buni, avem o dezbatere despre noi și despre cum suntem sau poate ar trebui să fim. Am remarcat că ne interzicem bucuria în numele rațiunii, uneori în numele eșecului, dar ne interzicem bucuria și atunci când avem o țară de succes sau poate nu. Și eu vreau să aflu astăzi de ce facem asta. Vă invit să vorbim despre victoria Emmei Răducanu la US Open. Cred că toată lumea știe de acum povestea. Emma este o adolescentă de 18 ani care a câștigat finala turneului împotriva unei alte fete de 19 ani. A venit din calificări, a învins în 10 rânduri, nu a pierdut niciun set și cu gingășie și un zâmbet minunat a încălzit inima planetei. Emma Răducanu este basmul perfect cu zâne. Și de aici începe și dezbaterea noastră. Emma este fiica unui român și a unei chinezoaice. Ambii veniți în Anglia din Canada când ea avea 2 ani. Victoria sa generează bucurie și dezbatere în 3 țări: Marea Britanie, România, dar și China. Marea Britanie a salutat victoria sa, dar ziarele au amintit trecutul de imigranți al părinților și apasă pe asta pentru a arăta cât de mult contează imigranții în țară și ce greșeală a fost Brexitul. Ziarele conservatoare, care astăzi o laudă, în timp ce continuă atitudinea anti-imigrație, sunt taxate. Iar premierul Johnson și politicianul Nigel Farage, susținători ai Brexitului, sunt făcuți de o cară când îi adresează Emmei felicitări. Primarul Londrei, la rândul, îmbrățișează diversitatea, arătând conform credințelor sale că o lume cu imigranți e mai bună decât una fără. Publicul din China a revendicat-o și el pe Emma Răducanu, mai ales că ea i s-a adresat în mandarină, limba maternă. Și noi ne-am împărțit în două, cum își de bine oricărei societăți. Unii se bucură pentru victoria sa și o consideră româncă pe jumătate. O parte a publicului din România spune însă că nu trebuie să ne agățăm de o victorie care este individuală și la care România nu are nicio contribuție. Un lucru e cert, că Emma Răducanu este produsul sportiv al unei alte societăți, cea britanică. Fără știința, munca și experiențele din Anglia, ea nu ar fi ajuns la acest nivel. Nu contează însă în niciun fel moștenirea sa culturală, fie că vine din China sau din România. Poate un tip de rezistență, de adaptare pe care noi le vedem prezente în societatea noastră. Sunt convins că poveștile din familiile noastre, modul în care ne purtăm unii cu alții, ne șlefuiesc ca adulți sau pe drumul acela. Vă întreb astăzi dacă este corect să ne interzicem orice bucurie. Până la urmă, în anii următori, o să tot vedem copii cu nume românești care vor avea succes. Sunt copiii românilor care au plecat în lume, dar la ei cum ne raportăm? Când au succes, este și al nostru acest succes? Așadar, la 0372069599 te aștept să vorbim. Cum ai primit victoria Emmei Răducanu? Consider că este un motiv de bucurie și pentru noi? De ce ar trebui sau nu să ne bucurăm de această victorie? Și cum ar trebui, domnule, să privească societatea românească succesele oamenilor care au plecat de aici? Repet numărul de telefon pentru cei care vor să ni se alăture prima dată: 0372069599. Evident, liniile sunt deschise și pentru cei care poate trăiesc pe meleagurile alea. Și vă mai spun doar că emisiunea este și pe Facebook. Eu am vorbit destul, haideți să pornim. Salutare, Alin! Vă salut cu drag din Ardeal. Vă felicit, domnule Striblea, pentru minunata emisiune, dar minunatul subiect pe care l-ați abordat astăzi. Vreau să recomand tuturor, nu numai, din tot sufletul să se bucure pentru rezultatele deosebite acestei minunate fete, care are sânge, până la urmă, prin tradiția familiei și de român, Răducanu. De ce spun asta? Sângele apă nu se face, cum se spune. Sunt implicat în lumea sportului, fiind maestru emerit al sportului, fost campion european și mondial la un sport de atletică de anduranță, dar am în familie acum un puști de 15 ani care este la Jocurile Mondiale Sportive școlare la Belgrad. Îi urmăresc ca și mei. Și mulțumesc frumos și vom avea săptămâna viitoare, sperăm să venim cu titlul mondial de la Belgrad. Vreau să vă spun că fără aportul familiei în susținerea copilului pentru a continua sportul, nu se poate obține rezultate de elită de nivel mondial. Astăzi, când traversăm o societate în care banul public este, din păcate, prost administrat, fără implicarea materială și morală a părinților în susținerea sportivilor, indiferent de sport care îl practică, nu pot să acceadă la rezultate de talie mondială. Bun, dar cred că în Anglia lucrurile stau un pic mai bine ca la noi, nu? Adică oamenii aceia au învățat și investesc ceva mai mult decât o facem noi. Exact. Asta vreau să vă spun, făcând doar o scurtă radiografie față de pepiniera, cluburile sportive școlare, care se pare că sunt pe cale de a le desfința și a le introduce ca secții în cluburile sportive municipale, ca banul public să fie dirijat doar într-un singur loc. Puținele oaze de cluburi private care au acel suport și material și acei profesioniști din România care se ocupă de dezvoltarea atletică a sportivului, noi nu vom mai putea avea rezultate la viitoarele Jocuri Olimpice. Și atunci de cum aceea, vă uitați? De aceea, trecerea talentului umanității Emma, supranumită trenul fără frâne, anduranța, talentul ei, putem să ne bucurăm și să revendicăm că vine pe filon, pe sânge al tatălui său. E adevărat, dar societatea noastră, multă lume spune așa, că societatea noastră nu a contribuit. Adică sigur că omul ăla și-a crescut copilul cât a putut de bine, dar noi aici nu am contribuit. De asta ni se atrage atenția sau să spune, domnule? Știți că mi-a venit un gând vis-a-vis de premiile Nobel obținute de elita intelectualității din România. Dacă veți observa, majoritatea au trebuit, pentru primirea acestei nobile distinții, premiul Nobel, să-și schimbe nația. De ce? La acea vreme, chiar Academia Română scria înaltului for că nu merită românul să primească. Și atunci francezii sau alții au luat și am obținut. La fel se întâmplă și în cazul contemporan al Emmei Răducanu. Da, nu știu, mulțumesc tare mult. Mulțumesc tare mult, aș vrea să fac loc cât mai multor oameni. Sigur că eu acum, nu știu, luați așa povestea asta cu Academia, cu un pic de sare, cum ar spune englezul, a pinch of salt, adică nu știu câți oameni s-au opus ca noi să avem premii, dar s-ar putea să fie o idee că reușita la nivel internațional este rară în România și că mai trebuie ajutată de niște proptele oneste din alte țări. Da, uite, un om care a venit, Alin, a venit și ne-a spus direct: eu mă bucur pentru că e și româncă. Eugen, tu ce crezi? Salutare! E și româncă? Bună ziua, domnul Cătălin, respect pentru emisiune și pentru Emma Răducanu. Este româncă doar cu succesul și m-am bucurat pentru simplu motiv că a câștigat de la vârsta de 18 ani. Și ce pot să vă spun este că mă bucuram și dacă câștiga și Fernandez. Pentru că este la fel de tânără, am plinit 19 ani înainte cu 2 zile. Și putem să ne bucurăm doar pentru succesul lor individual și fără să punem în balanță societatea românească sau să dăm merit societății românești. Este exclus așa ceva. Ok. Uite ce zice domnul Cristian Tudor Popescu, zice așa: haideți să o iubim pentru ce joacă, pentru cum este ca om. Și este extraordinară. Bun. Corect. Dar am să vă dau și un exemplu de ce nu putem să o luăm ca o victorie a românilor sau ca o victorie a țării. Pentru simplu motiv că autoritățile locale, vis-a-vis de sporturile individuale, pentru că am două fete care una practica tenisul și una practică tenisul, mă costă lunar în jur de 1500 de lei pe lună. Autoritățile locale din Oradea, în loc să ajute sportul individual, în speță tenisul sau alte astea, nu fac altceva. Vă dau un exemplu. Un teren de tenis din Oradea, Voința, s-a desfințat, fiind în centrul orașului, pentru simplu motiv să facă parcare. Mie nu mi se pare o idee bună, pentru că nu aduci parcările în centrul orașului. Ok, dar dumneavoastră vă puteți bucura pentru un român doar dacă statul este implicat? Adică nu căutăm și alte lucruri în acest tip de victorie? Domnule, dacă statul nu a fost implicat și nu a sprijinit-o pe fata dumneavoastră, când ea va câștiga un turneu, eu, Cătălin Striblea, să nu mă bucur pentru că România nu i-a dat o mână de ajutor? Vă puteți bucura. Aha, vă puteți bucura și vă mulțumesc de respectul care îl purtați și dumneavoastră și noi românii îl purtăm. Purtăm un respect pentru acești tineri. Dar vă mai spun încă o idee. Statul canadian, în urmă cu 80 ani, a început un proiect de țară legat de tenis, exclusiv de tenisul de câmp. Și după 10 ani se văd rezultatele. Bianca Andreescu, Fernandez, Aliafim. Pentru Bianca putem să ne bucurăm că ea a făcut o oră de tenis și în România, un an. Da, ne putem bucura, da. Dar statul român nu are niciun merit. Statul român nu are... Federația Română de Tenis... Da, Federația Română de Tenis. Știți cu ce se implică? Cu ce? Faci niște Excel-uri, stabilește niște turnee în țară și pune un program de joc. Dar asta de ce lipim noi întotdeauna societatea noastră românească întotdeauna de stat? Adică vine discuția, bă, dar ce a făcut România, mă, pentru fata asta? Că știm că n-a făcut nimic. De ce punem? Da, pentru de ce punem mereu așa? Dacă cineva zice, bă, de ce nu te implici să intri într-un partid? Că... nu-mi plac, că toți la fel, că nu știu ce. Dar când primești răspunsul că, de fapt, politicul, numai prin politic poți să te implici, atunci... Eugen, fii atent la mine. Cum punem? Ai două fete. Da. Da? Ai două fete. Le-ai crescut bine, nu? Ești mândru. Da, ești mândru. Da. Fetele tale sunt bune, joacă tenis, merg bine la școală. Da. Ai făcut tot ce ai putut în viața asta ca să le dai un trai și gânduri bune pe lumea asta? Da. Și ești un român bun de treabă, adică așa mă gândesc eu, nu? Da. E, uite, un român care a făcut, mă, ceva. Știu că nu-ți place întru totul statul român, nu-ți place Oradea. Dar în jurul meu, văd multă corupție, văd multă minciună, văd numai... Se afișează de 15 septembrie, de începutul școlii, domnul Câmpeanu, se afișează cu David Popovici. Nu are niciun merit. Doamne, asta e marea întrebare a acestei emisiuni. Fii atent, că ai spus-o foarte bine. Eugen, îți mulțumesc tare mult. Doamne, dar la David Popovici, copilul de 16 ani, societatea noastră, ăsta e pregătit numai în România, societatea noastră i-o fi pus ceva în apă? Adică nu avem nicio picătură? Totul în România este reușită individuală? Ce punem noi în familiile noastre, poveștile noastre, regulile noastre, comportamentul, mâncarea noastră, nu or contribui în niciun fel? Emma spune despre ea așa: cred că acest calm și tăria mentală vin cu siguranță din educația mea. Cred că părinții mei mi-au insuflat de la o vârstă fragedă să am o atitudine pozitivă pe teren. Când eram mai tânără, nu era deloc acceptabil să am niciun fel de atitudine negativă. Așa că am învățat asta de la o vârstă fragedă și a rămas cu mine. Da? Și spune că, uite, un antrenor englez care a fost aproape ani de zile, spune că tatăl său are o contribuție foarte importantă la chestiunea asta și el a ghidat-o, de exemplu, spunându-i că pentru fiecare lovitură, știți că în tenis sunt tehnici diferite, domnul Răducanu i-a căutat un alt antrenor ca ea să învețe cât mai bine loviturile respective. De asta întreb. Aurelian, salutare, bine ai venit! Salut! Zi bună tuturor! Din punctul meu de vedere, România este un... din punct de vedere social, este un stat ratat, dar nu, asta e problema cea mare. Cu 10 milioane de oameni aflați afară, normal că vom avea foarte mulți sportivi, copii care se vor dezvolta în străinătate. Aici, haideți să luăm altfel. Ce face statul? Nu e vorba de ce face statul și întrebarea a fost pusă prost. Normal că trebuie să ne bucurăm pentru orice sportiv și orice rezultat pozitiv al oricui. Că e român, că e de altă naționalitate, n-are nicio importanță. Nu, asta e problema. Nu e vorba de ce face statul. Este vorba de ce spun că este un proiect social ratat. Fiindcă un părinte din România nu poate susține. Un părinte din Anglia poate susține. Un părinte din Canada poate susține. Nu toți părinții pot susține. Nu, hai să fim serioși. În acel moment intervin niște mecanisme ale țările respective, în momentul în care se vede că există oarecare performanță care ajută. Merg mai departe. În România nu există niciun fel de mecanism. În România performanța îi se pune capac. Idealizați. Deci, în momentul în care cineva e performant... Aici idealizați și am să vă spun de ce. Dar și în Statele Unite și în Anglia... Da. Există o grămadă de copii săraci care nu au acces și nu pot rezolva lucrurile astea. Ba da, au acces dacă primesc o bursă, dacă sunt buni într-un sport. Mă iertați, nu intrăm toți în această discuție, dar că ratăm subiectul. Este evident că peste tot în lume se pierd copiii din cauza sărăciei. Să nu spuneți acum că țările astea au rezolvat sărăcia și că au sisteme perfecte. Nu, dar nu e vorba de... Noi nu discutăm de sisteme sociale, vorbesc de România, punct. România nu face nimic pentru copiii talentați. Punct. Deci hai lăsați-o, toată discuția asta, că trebuie să ne bucurăm pentru orice victorie asta a unor tineri. Asta zic și eu. Trebuie să ne bucurăm. Nu avem niciun motiv să nu o facem. De ce vă biciuiți atât de tare? Dacă punem România alături, mie mi se pare complet deranjant. Mi se pare deranjant, fiindcă România este un proiect social ratat. Toată România. Toată România. Aurelian, tu care suni la radio, ești un proiect social ratat în acest moment? Un om care sună, care are o contribuție? Te duci zilnic la muncă? Da. Îți plătești impozitele? Absolut. Îți crești copiii cum se cuvine? Și văd unde se duc impozitele. Oprește-te o secundă la mine. Oprește-te o secundă, răspunde la ce te întreb. Îți crești copiii cum se cuvine? Da, și îi pregătesc pentru plecare. Și de ce ești ratat? Nu, eu personal nu sunt ratat. Este un proiect social ratat. Atenție. Lângă tine, fratele tău, colegii tăi, oamenii care sunt lângă tine s-au ratat? Simt același lucru. Nu, deci, folosesc cuvântul de proiect social, nu persoane individuale. Persoanele individuale au această opțiune de a putea să schimbe. Dar dacă tu, colegii tăi, oamenii de lângă tine, cei pe care îi știi tu, prietenii tăi, sunteți bine și sunteți niște oameni de treabă. Nu suntem bine, dar nu avem cum să fim bine. Deci acest bine, cu ghilimele de rigoare... Dacă sunteți niște oameni onești, sunteți niște oameni onești și cum se cade. Asta vreau să zic, că fericirea nu poate fi măsurată. De ce vă biciuiți atât de tare și vă asumați o ratare care nu vă aparține decât într-o mică măsură? Este o țară în care s-ar putea trăi mult mai bine decât se trăiește din cauza unei nu intrăm în subiectul respectiv, din cauza unei erori, ca să zic așa. Sigur că da, că e o țară în care se poate trăi mult mai bine, dar asta e valabil pentru toate țările globului, adică peste tot se poate. Nu, aici e un caz particular, dar iarăși nu intrăm în detalii. Deci, din punctul meu de vedere, trebuie să ne bucurăm, ca să răspund la întrebare și să închidem, trebuie să ne bucurăm, dar să punem România. Sunt absolut de acord cu domnul Popescu, România aici nu are niciun cuvânt de spus. În locul ministrului sportului, nu știu, ce nu și-a depus în cap, nici n-are sens. Nu face nimic România pentru sport. Nimic. Zero. Nada. Nici măcar în școli. Dar cine este România asta? România suntem toți. Da? Iată. Bun. Și mai devreme ne-a sunat Eugen care făcea... Eugen era, nu? Nu mă greșesc. Eugen care își creștea copiii și își ducea la tenis. Îi alegem pe cei care ne ratează proiectul social. Și atunci, de ce? Un stat care ajunge un stat de asistat social nu o să meargă niciodată să investească în performanță, fiindcă este preocupat să-i asiste. Deci haideți să nu intrăm în detalii. Păi intrăm în detalii, că toate detaliile contează. Deci eu care produc ceva în țara asta, țin în spatele meu o grămadă de unii care trebuie să fie asistați ca să poată să promoveze mai departe pe cei care ne fac statul social să fie ratați. Dar aici tu faci, nu e nicio problemă, n-ai de ce să-ți ceri scuze. Dar nu fă confuzie între clasa politică, stat și capacitatea noastră de a face ceva. Păi tu judeci o țară întreagă care se bucură... Capacitatea noastră de a face ceva este zero. Încercați dumneavoastră să intrați în zona politică și... A noastră, a românilor, capacitatea românilor obișnuiți de a intra în politică este zero. Dar oameni buni, nu se reduce totul la politică, se reduce și la ce ne învățăm copiii și cum îi creștem și cum îi ducem mai departe și la modul în care ne protejăm unii pe alții și la modul în care ne ajutăm. Eu abia aștept să-i văd pașaportul străin, sincer să fiu. Asta e altă discuție, sigur că da. Dă, Doamne, să roșească oriunde pe... Nu, este o discuție foarte clară și abia aștept să-mi petrec și bătrânețile tot acolo. Da, Doamne ajută la toată lumea. Mulțumesc tare mult. El a fost Aurelian. Claudia, salutare, ești la România în direct. Ah, cum trece emisiunea asta. Mă bucur că sunați în continuare. Salut, Claudia. Bună ziua. Da, l-am ascultat, Aurelian, mi s-a părut puțin îndârjit așa și pornit pe România. Din păcate, cred că sunt cam mulți români în situația asta. Mi se pare relativ greșit să fim atât de porniți pe România, tocmai pentru că el a spus-o, România suntem noi, de fapt. La întrebarea dumneavoastră de astăzi, m-aș spune că trebuie să ne bucurăm pentru această fată, sau e normal să ne bucurăm, chiar dacă n-ar fi fost într-o oarecare măsură româncă, era normal să ne bucurăm, dar cu atât mai mult cu cât este jumătate româncă, mi se pare normal să ne bucurăm pentru victoria ei. Cu siguranță, sau aproape sigur, România sau românii nu au contribuit în mod direct la pregătirea ei ca sportiv sau la evoluția pe care a avut-o. Aș putea spune că au contribuit ca o glumă amară, să zic așa, la plecarea tatălui ei din țară, într-un fel sau altul, și poate că asta a adus-o acolo unde a adus-o, dar nu cred că nimic ne duce sau ne face să fim siguri că dacă ar fi rămas în România sau dacă ea s-ar fi născut în România și ar fi crescut aici, nu ar fi avut același succes în tenis. E posibil să fie avut. Simona Halep a avut. Adică... Exact, aici vreau să ajung. Simona Halep este româncă, ne bucurăm pentru ea și mai sunt și alte românce care au succes în tenis. Bineînțeles, Simona are în momentul ăsta succesul cel mai mare dintre toate și ne bucurăm pentru ea și pentru celelalte, dar nici pentru ele noi ca români nu am făcut mare lucru. În general, pentru sporturile, mai ales pentru cele individuale, nu poți să spui că România sau românii sau societatea românească a contribuit cu adevărat cu ceva. Și atunci, de ce am fi mai îndreptățiți să ne bucurăm pentru Simona Halep, pentru Mihaela Buzărnescu, pentru Irina Begu sau nu știu cine altcineva, decât pentru această fată cu nume românesc, al cărui tată s-a născut în România, a trăit în România, iar ea trăiește și locuiește în altă parte. Nu văd de ce ar trebui să ne bucurăm mai mult pentru o româncă care locuiește în România decât pentru o româncă care locuiește în altă parte. Hai să-ți citesc ceva din Cătălin Tolontan, de pe blogul meu. Vă rog. Indiferent unde vor ajunge copiii și tinerii de azi să lucreze, bunicii lor sunt încă aici, în sate, în orașe, în curți sau în vechi blocuri comuniste. Ei continuă să fiarbă legumele, să le usuce, să pună borcanele de murături și de zacuscă. Mulți dintre ei lor din familii sunt departe, milioane și milioane de români emigranți. Și acum, ideea e următoarea. Noi, poate ne gândim de multe ori la România ca la stat sau la disfuncționalitățile sale. Dar noi, familiile noastre, rădăcinile noastre sunt aici și fiecare învață câte ceva de la cel dinainte. Eu de la părinții mei și de la bunicii mei. Printre toate lucrurile astea învățăm și lucruri rele, că se văd în nația asta că avem multe apucături rele, dar învățăm și lucruri bune. Eu asta vreau să zic cu emisiunea de astăzi. Nu suntem nici mai răi, nici mai breji decât alții. Avem și bune și rele, dar de foarte multe ori ne biciuim și uităm lucrurile bune pe care mama sau tata ni le-au dat. Poate și asta o învățătură în viață. Din păcate asta facem și mai avem tendința de a-i pune pe un piedestal pe toți cei care sunt din afara acestei țări, din acestor granițe, în condițiile în care, exact cum a spus dumneavoastră, nici ei nu sunt mai buni decât noi la modul absolut. Peste tot, absolut peste tot, există și rele și bune și oameni mai buni și mai puțin buni. Nu știu de ce noi ca români avem tendința ca la noi să vedem numai lucrurile rele și afară numai pe cele bune. N-am înțeles asta niciodată. Pot să-ți explic de ce. Îți mulțumesc tare mult. Se numește gestiunea așteptărilor, pentru că de multe ori vedem lucrurile bune prin comparație și le dorim și noi, și pentru că de cele mai multe ori noi trăim aici, nu ne întâlnim cu realitățile complicate ale altor societăți cu care oamenii de acolo se întâlnesc și sunt nemulțumiți, că și ei au nemulțumirile lor. Sigur că au mai multe parale în buzunar decât noi, sigur că la ei la școală se merge mai în siguranță, sigur că au o mașină mai bună sau la primărie rezolvă mai repede, sigur că nu-i fură corupția tot timpul din buzunare, dar au alte probleme. Și da, prin comparație cu alte societăți, noi stăm mai prost. Dar dacă mereu ne vom spune lucrul acesta, păi suntem proști, nu merităm nimic, s-ar putea ca într-o zi chiar să credem cu totul asta. Băi, nu merităm nimic. Noi aici nu merităm nimic. Ori eu astăzi vă întreb, oare chiar nu merităm nimic? Nu știm să facem nimic? Și atunci cum, Doamne iartă-mă, avem succes când plecăm prin alte părți? Alexandru, salutare, ești la România în direct. Vorbim despre Emma Răducanu. De-a noastră sau nu? Salut, Cătălin, salut și ascultătorii. Felicit emisiunea ca și pe cea de ieri. Da, toți românii, dar toți românii care au cunoscut-o, care au auzit de ea, să se bucure de Emma ca o româncă. Atât, nu mai mult. Româncă este româncă, a muncit, a văzut-o o Românie întreagă, am observat într-o declarație de aia că amintea ceva de bunica ei. Da. Iar ca să fac o paranteză, statul român nu a făcut nimic pentru acești sportivi și cei care au performat la sporturi individual sunt foarte puțini în care statul a investit. Ziceam că fac o paranteză la emisiunea de ieri cu învățământul, cu fetele care au apărut aseară în Piața Victoriei. Deci copiii ăia, dacă au muncit că a băgat tata și cu mama bani și au meditat. Copilul meu, fiind în clasa 7-a, a câștigat un concurs național, locul 1 la matematică pe țară, și la final i s-a dat o plasă și un pix. Și a fost extraordinar de dezamăgit. Absolut nimic. Nu a mai făcut. Nu s-a mai dus la niciun concurs niciodată, cu toate presiunile făcute asupra lui să se ducă. Pentru plasă și pentru pix le găsește pe stradă. A băgat tata și mama bani ca să mediteze la alți profesori. La fel ca și la sportul individual. Tata și mama, dacă a avut, mi-a dat și eu am făcut sport. Dacă nu, statul nu are ca stat român. Sunt de acord. Ca și în învățământ, dar nu se implică absolut și se fac presiuni. Spuneau fetele de aseară, fetele de aseară din Piața Victoriei, spuneau că una dintre fete spunea că a făcut un party cu domnul Câțu și i s-a promis și nu s-a ținut. Ce să așteptăm? Dar eu nu sunt statul, Alexandru. Tu nu ești statul. Eu sunt un cetățean român care cred că mă comport onest față de societate. Te rog din sufletul meu să te bucuri ca toți românii pentru Emma. Emma e și a noastră. Da. Emma e și a noastră. Dar să nu zic că asta e problema, să nu zic că România are vreo contribuție. N-are România nicio contribuție. Nu, România nu. Deci asta discutam de România. Familia. Dar noi ca români să nu adică să nu o blamăm. Deci este a noastră. Este a noastră. Am urmărit meciurile din calificări și până la ultimul. Le-am urmărit. Mi-a plăcut enorm. A amintit cineva de la Fernandez. A fost. Ea a luat locul 2, Emma noastră a luat locul 1. Suntem bucuroși. Îmi scrie cineva pe Facebook, îți mulțumesc tare mult, Cătăline, iarăși ești mândru? Cum iese în relief cineva care are o cât de mică legătură cu România, Hopa și patrioții de carton. Nu știu, ăsta e patriotism de carton? Salut, Gabriela! Salut! În primul rând, aș dori o remarcă la critica domnului Cristian Tudor Popescu, din cauza că mi se pare un pic ipocrită, ținând cont că până nu de mult dumnealui o numea pe Emma Rosina Emma. Și acum din toată spune că originile ei românești și chinezești nu mai contează, ea este englezaică. Eu cred că ne putem bucura pentru succesul ei, dar dacă suntem Asta a spus și el. Haideți să ne bucurăm pentru ea. Adică așa este. Să ne bucurăm pentru ea ca om, că este extraordinară. Nu pentru faptul că e româncă, că nu e. Tatăl ei este român. Cred că bucuria noastră are un gust amar în cazul ei și al Biancei Andreescu. Adică ne bucurăm, dar avem așa un pic un gust amar, fiindcă părinților nu au plecat din România de cât de bine o duceau aici. Să știi că m-am gândit la asta. Poți să te întrerup o secundă? Da. E o supoziție, nu știu. Dacă o să am vreodată ocazia să fac un interviu cu familia Răducanu sau cu domnul Răducanu, chiar o să-l întreb de ce a plecat. Căci nu știm niciodată de ce pleacă oamenii contru totul. Sigur că în mintea noastră e proiectată chestiunea asta. Domnule, e mai bine la ei acolo, că de-aia a plecat. Poate a plecat pentru că iubea o femeie. Te-ai gândit la chestia asta? Poate era super realizat în România și a plecat de drag. Poate ar fi putut să se întoarcă împreună cu acea femeie în România, dar poate s-a gândit că în România ar fi fost mai rasistă lumea și poate n-ar fi fost acceptată. Nu știm. Bună observație, da, de sigur. Ce a fost. Dar eu, înainte de finală, mi-am pus problema de ce țin cu Emma, fiindcă am simțit că ea bun început că țin cu ea. În general, țin cu jucătorul mai scund, fiindcă mi se pare că este mai greu pentru el. De data aceasta, Leila Fernandez era mai scundă, juca și ea extraordinar, ca și Emma, și totuși simțeam că țin cu Emma. De ce? Și m-am mințit și mi-am spus că probabil din cauza că Emma vine din calificări și a avut un parcurs mult mai greu. Dar adevărul era că simt cu ea, fiindcă am așa, toate, nu știu, psihologii pot explica acest instinct, acest, nu știu, ADN-ul cumva, nu știu, ne atrage. E ceva de grup. Exact. Simți că e o rădăcină acolo. An de zile ni s-a explicat în cazul acestor sportivi că punem în simpatie sau le oferim dragoste, deși ei nu sunt întru totul de ai noștri și poate ar trebui să apreciem altceva. Dar firea și natura umană, să o recunoaștem, duc la această apropiere pentru că simți, de-a noastră. Simțim acolo o afinitate, chiar dacă nu este româncă, cumva simțim o afinitate. Și pentru Emma Răducanu, modelele ei în tenis sunt Simona Halep și Nali. Deci pentru ea clar că rădăcinile românești și chinezești sunt importante și atunci nu văd de ce nu putem și noi să-i oferim dragoste. Nu doar ea nouă, fiindcă eu așa cred că ea simte cumva. Adică ea s-ar bucura dacă ar fi susținută și de români și de chinezi. Așa cred și eu. Da, dragoste, respect și mândrie. Ne putem bucura, evident, poate Emma Răducanu, Bianca Andreescu și Simona Halep inspiră alți tineri români care poate, de exemplu, nu au neapărat origini românești. Poate nu o să fie jet pe jet român, poate să fie alte naționalități care se stabilesc în România. Mi se pare, Claudia, și îți mulțumesc, Gabriela, scuze, mi se pare că asta e cea mai bună observație și cea cu care ar trebui să rămânem multă vreme. Fetele acestea sunt un model de inspirație și ar trebui să-l folosim pentru societatea românească. Noi ar trebui să întărim legăturile cu ele și să le ținem cât mai aproape, să se simtă oarecum mândre și îndrăgostite de moștenirea lor de acasă, căci uneori avem și noi de ce să oferim. Iar noi să luăm exemplu de la ele ca să putem construi și de la sistemele lor. Da? Poate învățăm și noi cum se face tenis în Canada, de au și o Fernandez, au și o Bianca Andreescu. George, salutare! Bună ziua! Te ascultăm! Ideea e că românii nu sunt nici mai răi, nici mai buni decât canadienii, nemții, francezii. Sunt exact la fel. Sunt oameni. Ca oameni, așa, ca sisteme, ca organizare, mai dăm greș. Adică avem noi ceva ce nu merge. Problema e sistemul, într-adevăr. Gândiți-vă, în Germania s-a făcut o împărțire, pur și simplu, un sistem capitalist și un sistem sovietico-comunist. Și după 40 de ani, deși s-au făcut împărțirea, sunt sate care s-au împărțit și erau aceeași familie, a nimerit într-o parte și cealaltă parte a familiei în cealaltă. și pe 40 de ani, într-o parte a fost Trabant și Wartburg și în cealaltă parte Mercedes, Audi, BMW. Corect. Aceeași genă, același om. Diferența a fost numai sistemul. Așa e, ai dreptate. Corect, pe unii i-a sărăcit și i-a aproape nenorocit, în timp ce pe alții i-a transformat în cea mai puternică nație a Europei. Asta înseamnă că românii, într-o societate normală, ar putea să fie absolut extraordinari, că avem calități, nu? Așa este. Și suntem europeni, exact la fel ca și nemții și ca și francezii. Acum, care este diferența între sistemul central european și sistemul românesc sau sistemul estic? Mă refer la Bulgaria, România, Polonia, Croația chiar. Este sistemul de vot și buletinul. Okay. Este vorba despre cadastrul și despre înregistrarea domiciliului. Okay. De ce spun asta? Pentru că dacă cadastrul e clar, în momentul în care vrei să construiești o stradă, ți-e simplu că ești proprietar acolo. Dacă domiciliul e clar, autoritatea știe câte tramvaie trebuie să facă, câte creșe, câte străzi trebuie asfaltate, apă, canal și de toate. Și acum, extrem de important este domiciliu, să fie real. Pentru că domiciliu înseamnă că poți să votezi. Noi, românii, suntem 4 milioane înregistrați oficial în Europa, nu putem să votăm din cauza acestui domiciliu. Gândiți-vă la un sat, 100 de locuitori. Dar asta cum ne aduce la povestea noastră? Că vreau să înțeleg mai repede. Povestea este că de ce sistemul nu funcționează la noi și în alte părți funcționează cu aceiași oameni care nu sunt nici mai buni, nici mai deștepți decât noi. Sistemul vine din conducătorii pe care alegem. Și suntem blocați să ne alegem conducătorii. Și tot timpul suntem mințiți. Suntem mințiți că nu a fost prezența la vot. De fapt, prezența la vot nu e de 35%, ar trebui să fie de 60-70%. Da, de ce nu este 60-70%, să fie un sistem mai bun? Pentru că suntem blocați la vot. Hai, am înțeles raționamentul tău, îți mulțumesc tare mult pentru el. Te mai aștept la emisiune așa cum vă aștept pe toți și îmi place echilibrul vostru de astăzi. O să-i dau voie lui Mircea să încheie. Salutare! Salut, Cătălin! Am ascultat cu mare interes divergența asta de opinie între ascultătorii Europa FM. Cred că mulți dintre ei n-au înțeles tonul echilibrat pe care l-ai dat emisiunii în a-și spune părerea legată de un eveniment plăcut, iubit. Nu-i certăm pe oameni. Tu ce crezi? Nu, că departe de mine gândul. Mă întristează că totuși o reușită sportivă care, evident, este legată de noi, de sângele nostru de român, a ajuns să devină o controversă. Părerea mea că s-a acumulat prea multă frustrare la nivelul societății românești, frustrare care e direcționată absolut către entitatea asta pe care puțin o înțeleg numită stat și care este de fiecare dată de vină pentru această frustrare. Cred că controversa a apărut mai degrabă din necesitatea noastră de a ne raporta la o reușită ca să scoatem de fiecare dată în evidență că la noi nu merge aia, că la noi nu se face aia, că la noi ia un sistem, scuze-mi expresia, de rahat și toate astfel de opinii. Și e adevărat în mare măsură. Toate lucrurile negative pe care oamenii le numesc sunt adevărate. Nu, sunt adevărate, de acord cu tine. Dar mai e o întrebare. Noi care stăm, trăim, muncim, gândim și ne chinuim aici. Ce facem noi? Că societatea suntem noi. Ce facem noi ca să schimbăm sistemul? Nimic. Doar venim și scoatem de fiecare dată în față noroiul din această societate. Ai dreptate, dar cred că ar trebui să ne bucurăm, dar cred, Mircea, că în fiecare zi, îți mulțumesc tare mult, cred că în fiecare zi oameni onești, muncitori, adevărați ca voi, fac să fie un pic mai bine oameni buni. Da, la noi sunt o grămadă de lucruri care merg prost și cu care nu ne mândrim. Dar pe de altă parte, în toate rădăcinile și în toate sentimentele și în toate familiile noastre veți găsi și lucruri bune pe care le transmitem mai departe. Așa că bucurați-vă, să luăm exemplu de la familia asta, să ne uităm la ce am greșit, să încercăm să mai construim odată și odată și odată, că vom reuși. Și vreau la finalul acestei emisiuni să vă spun că tare mândru sunt de voi și sunt tare bucuros că am onoarea și privilegiul de a sta de vorbă cu așa oameni în fiecare zi. Sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă! Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.